ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-a regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic. Bănuiesc că vă întrebați unde am fost și de ce am lipsit. Iată că am venit de peste mări și de peste țări să aducem din nou actualitatea ieșană în casele dumneavoastră. Începem cu un nou sezon, sezonul toamnă-iarnă, care aduce de data aceasta foarte multe noutăți în domeniul economic. Iată că am aflat și eu cu, cu mare bucurie că la Iași pe ultimele luni, pe parcursul ultimilor luni, s-a deschis un centru, un centru de evenimente foarte modern, unde luxul și eleganța, dar și confortul și stilul sunt la ele acasă. Și am astăzi un invitat cu totul și cu totul special. Un invitat care are o vastă experiență în domeniul afacerilor cu mobilă, cu piesele de mobilier, dar iată că aceste piese de mobilier pe care dumnealui le comercializează se regăsesc în această casă, unde sunt acum. Casă care poate fi și casa dumneavoastră, pentru că sunt bine primiți în acest centru de evenimente. Dar mai multe detalii haideți să aflăm de la invitatul meu de astăzi și anume domnul director al complexului Capitol și anume Tofan Vasile. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea mea. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că ați avut timp și ați ajuns și la noi. Am văzut Mulțumim. emisiunea noastră, o urmăresc cu plăcere. Uh, S-a ajuns într-o locație, zicem noi, deosebită. Noi am dat denumirea de Event by Capitol, în special pentru a crea un cadru altfel față de ceea ce avem noi și față chiar și ce există în Iași. Uh, am creat uh, aceste două, hai să zicem, două restaurante, două săli pentru evenimente, care fac parte din Complexul Capitol unul dintre ele se numește Da Vinci Restaurant și unul re Mona Lisa Restaurant. Ambele au fost creati uh, și mobilati uh, după numele care îl și poartă. Aici am pus uh, tot ce avem noi mai bun din uh, colecțiile de mobilă care le exportăm uh, de aproximativ 24 de ani în, uh, în toată lumea. Noi exportăm uh, aproximativ. Uh, au fost 12-14 țări, am rămas acum 7-8 țări. Unii s-au modernizat și au renunțat la exportul de mobil din România, unii au scăzut, altele chiar au crescut. Trebuie să spunem că Mona Lisa, iată, este lângă noi aici, vechează asupra interviului pe care, iată, în această dupamiază îl luăm. Așa încât, dacă nu ați ajuns la Louvre la Paris, vedeți originalul tabloului Mona Lisa, puteți veni aici, în cadrul complexului Event by Capitol, și să o vedeți pe Mona Lisa, pentru că tronează aici pe perete. Așa încât zâmbetul, după cum știți, al Monalisei poate fi urmărit aici, la 2000 de metri distanță de la Capăt Cug, în cadrul complexului hotelier Capitol. Trebuie să spun că ne-a fost greu să alegem un loc unde să ne așezăm, să filmăm, pentru că de la intrare ne-a întâmpinat, bineînțeles, Angajații domnului Tofan, angajați care sunt uh, foarte bine instruiți și chiar sunt curios de unde anume i-ați luat, cum îi fidelizați, cum reușiți să-i păstrați aici, pentru că e greu tare să lucrezi cu oamenii în ziua de astăzi. Și iată că aveți două afaceri în paralel, afacerea cu mobilierul, afacerea cu ceea ce înseamnă complexul hotelier și foarte mulți oameni care, iată că își câștigă pâinea și trăiesc cu ajutorul dumneavoastră. Și trăiesc bine, cred că, dacă îi păstrați și gravitează în jurul dumneavoastră. Noi păstrăm referitor la cei cu care colaborăm avem angajați care au 20 de ani, 18 de ani, 15 ani care lucrează în continuu de la prima angajare, au copii, au născut, au ne simțim eu așa totdeauna le spun să fim ca o familie, ca să putem colabora și să putem menține acest business, că este greu. Să menții un business atât timp cât piața crește, afacerile de obicei scad. A mai venit și această criză care chiar în domeniul mobilii ne-au ne scăzut cifra de afaceri, având în vedere acum și ce se întâmplă în Ucraina și în Rusia, ținând cont că baza exportului nostru pe țările din ies din comunitatea rusă, ne veni greu să, să ne menținem, totuși n-am scăzut, chiar am crescut în ultimul an în privința exporturilor. Anul ăsta, datorită evenimentelor din zonă, a scăzut puțin, dar nu mult. Suntem mulțumiți de această afacere, care o, o facem împreună cu colaboratorii noștri, așa cum a spus. Și noi sperăm că și ei sunt mulțumiți atât timp cât au o vechime de circa 15-18 ani de când lucrează la firma noastră. Dar iată o surpriză plăcută în peisajul economic eșean. Iată că, Bănuiesc, deja cunoașteți hotelul Capitol de la 2000 de metri capăt Cug către ieșire Horpaz și anume, cu siguranță, ați ajuns la piscina hotelului Capitol, la terenul de fotbal, dar acum, în momentul când veți intra în curte, pe stânga o să fiți întâmpinați de o, o surpriză și anume o clădire impresionantă, mare, aș putea spune, unde, repet, eleganța, bunul gust, confortul, sunt la ele acasă. Așa încât aș vrea să discutăm puțin despre investiția pe care ați făcut-o, pentru că uitându-ne în jur și eu și colegul meu care se află acum la cameră și întreaga echipă, după cum vă spuneam, ne-a fost greu să ne alegem un loc unde să filmăm. Ne place tot ceea ce vedem și cu siguranță, dacă veți veni aici, veți fi la fel de impresionați. Repet, este de bea deschis, este pentru, prim pentru prima dată când calc în incinta acestei clădiri, și aș vrea să-mi spuneți mai multe detalii despre faptul că ați investit, cred că, sume impresionante de bani și despre deschiderea acestui complex. Da, noi am construit această locație pentru a crea ceva deosebit și a întâmpina cei care vor să-și facă ceva deosebit, în primul rând să fie altceva. Vă referiți acum, cred că, la evenimente speciale din viața noastră, și anume, evenimente private, aniversări, nunți, cumătrii, după cum bine știți, cred că, în momentul când vrem să organizăm o nuntă, o cumătrie, trebuie să venim cu doi ani înainte. Așa este? Da, e adevărat. Multe trebuie planificate, însă, acum, creând aceste două locații deosebite, de exemplu, restaurantul Da Vinci. Este făcut după o colecție pe care noi o exportăm și am creat-o într-un stil altfel față de cel de jos, Mona Lisa, care este cu mobilier alb. Dacă o să vedeți, o să vedeți că este o deosebiri. În momentul când vii la eveniment, exact cum spuneți dumneavoastră, nu știi, unii să te oprești în care sală să faci. Unii să-ți faci evenimentul, fiindcă ambele sunt deosebite și cu mobilier deosebit. Și evenimentele pot acoperi chiar capacități impresionante, știind că în cap peste 300 de persoane, aproximativ 300 de persoane. Da, sălile sunt ambele cam de aceleași dimensiuni, în cap până la 300 de persoane. Am creat în aceste săli tot felul de posibilități de a le folosi și pentru o conferință, și pentru lansări de produse și atunci, exact cum vă spuneam, nu știi în care locații să te oprești, fiind chiar și celelalte restaurante care noi le avem de circa șapte ani, sunt create într-un gust destul de bun, într-un mod aparte, ținând cont că noi ne ocupăm cu mobilierul, am luat din experiența noastră din din, știu eu, tot ce am învățat în acești 20 de ani am pus aici și am încercat ca cel ce intră aici să Uh, nu să fii mirat, dar uh, să nu-și imaginezi că poate să fie așa ceva... Asemenea eleganță în cadrul unui restaurant. eleganță în, caz, în cadrul unui restaurant, exact. Trebuie să recunosc că totul este alb aici, la parter, toate piesele de mobilier sunt albe. Alb Într-adevăr, și milă să te atingi de, de mobilierul Există acesta. Există acest auriu care da. e pus... Uh... Deci ceea ce vedeți uh, acum în cadru se regăsește și în cadrul restaurantului. Mesele albe, mobilierul alb, eleganța și bunul gust sunt la ele acasă. Iar la etaj, la etajul 1, se, schimb se schimbă culorile, da, totul e pe nuanțe de maro, într-adevăr. Da, și... Maro cu auriu, da, și se schimbă. așa Am încât... creat după altă colecție de mobilier, deci ne-am inspirat din colecția respectivă și am creat designul pentru sala de sus. Și cu siguranță v-ați raportat și la pretențiile clienților, pentru că iată, în momentul când dai un ban și vii să-ți organizezi o nuntă, o, un botez, o cumătrie, vrei să găsești mult lux, vrei să fii bine primit, vrei ca invitații tăi să fie impresionați de locul în care, unde se vor simți bine toată seara și vor fi alături lângă tine. Și cu siguranță numele nu e întâmplător ales, pentru că, într-adevăr, aici puteți avea parte de un eveniment care să semnifice pe parcursul vieții dumneavoastră un capitol special. Așa este. Un capitol care, iată, să ne-l amintim cu plăcere, să ne uităm cu plăcere la imaginile preluate din cadrul evenimentului nostru și să, să revenim, de ce nu, atunci când avem nevoie. Este adevărat, noi am creat uh, event by capitol. Uh, logica este și o, o, un cuvânt spus de noi, un capitol special în viața ta. Acum, la mobilă, spunem un, capitol special în casa ta. Dar... Și la noi vezi dreptate, că viața, nu? Să... viața se împină din capitole. Exact, exact. Referitor la, la mobilier, ca să poți să ajunge la un sâmbini plăcutul cu utilul, trebuie să... Ne luăm aproape chiar și designerii de la producători de mobilă pentru a realiza ce am realizat aici. Am colaborat cu doi producători, cei mai buni producători ai noștri care lucrăm la export. Numai cu acești doi producători avem o cifră de afaceri de 4 milioane de euro într-un an de zile. Asta înseamnă că, totuși, criza nu a venit aici la Iași. că deci, există clienți. V-am spus că criza nu s-a simțit pe piața uh, statelor uh, ru rusești, cei care au făcut parte din comunitatea rusă, și, uh, din contra, a crescut. Anul trecut chiar a crescut bine cifra de afaceri cu ei, uh, însă, datorită evenimentelor, uh, mă repet, uh, puțin, puțin, uh, să vedem. În vede ultima în, perioadă. În ultima perioadă, să vede, Însă, e mai greu, trebuie să înconjurăm zona de conflict, mergem, înconjurăm cam 1000 de kilometri pentru a ajunge cu camioanele, cu exporturile, cu exporturile în... în zonă. Asta este. Important e că încă mai avem voie să exportăm în acea zonă. Și e important că Rusia totuși este o țară cu resurse naturale bogate, așa încât acolo bănuiesc că criza financiară nu se zguduie, în afară de relațiile conflictuale care sunt acum. Dar sperăm noi aici la IAR să nu fim afectați, să putem petrece evenimentele plăcute din viața noastră și totodată dacă tot o să vă mutați vreodată în casă nouă sau de ce nu, să faceți schimbări în casele în care locuiți pentru că o schimbare este binevenită, să vizitați și galeriile Capitol, galerii care se află tot aici aproape de Capăt Cug, o expo Poziție pe care o să lăs, o să lăs pe, pe domnul Tofan să vă descrie ceea ce puteți găsi acolo, pentru că și acolo cu siguranță veți găsi răspunsuri pentru toate întrebările și pentru toate dorințele pe care le aveți. Sunt și acolo piese de mobilier care pot fi cumpărate, bineînțeles că prețurile sunt pentru toți cei care doresc să-și cumpere mobilier, așa încât... Vă raportați și la cei cu venituri mai reduse, dar și la cei care au pretenții foarte mari și doresc, de exemplu, mobilier cu foiță de aur, cu foiță de argint. Ce anume putem vedea la galeriile Capitol? Am să încep spunând că noi am intrat pe piața internă și în orașul Iași, prin magazinul Expo Confort din Păcurari, la intrare. Apoi am deschis această suprafață care se cheamă Galeriile Expo Mobila, la aici, la capăt, cug, înainte de hotelul Capitol. Mai târziu, însă, am extins suprafața. Aici avem 4500 de metri pătrați unde expunem. Expunem mobil la care exportăm, expunem și mobil de import. Însă, la noi e adevărat că mobilierul care care îl găsiți este foarte, foarte divers. Avem cazuri când clientul ajunge la noi și nu mai știe ce să aleagă. Trebuie să-l să-l ajutăm să întrebăm cam ce are în casă, ce culoare are, ce a, cum și deci a aranjat Sunt casa. persoane care în acel showroom ne pot ajuta. Sunt persoane care ne ajută. Mergem și acasă, dăm sfaturi, mai cerem sfatul altui specialist, dacă vedem clientul totuși nu este mulțumit de cum vedem noi mobilarea spațiului respectiv. Însă, ajungând aici, vă spun sincer, așa cum v-am zis, clientul deja, deja e pus în, într-o situație în care nu știe ce-ți ia, ori aia, ori aia. Însă, întotdeauna depinde și de buget. În funcție de buget, îi recomandăm cam ce se potrivește pentru stilul casei. Depinde cum au pregătit... Cum are ușile, cum are interiorul, și încercăm să fim pe gustul tuturor. Iar la prețuri mai și negociem. Aveți a, și oferte, vedem, bănuiesc? Oferte avem, și oferte, avem și oferte, avem și momente când facem reduceri la anumite colecții de mobilier. A, în privința mobilierului mai nou, a, noi avem tot timpul a, colecții noi. De exemplu, colaborăm cu producătorii, scoatem colecții noi, mergem la târguri. Li promovăm, e greu de promovat o colecție nouă, trebuie să duci un an, doi la târg ca să poți să să intri cu ea pe piață. Ați atins un subiect important și anume participările la târguri și expoziții. Cum sunteți primit dumneavoastră ca eșean, reprezentând, iată, mediul economic și de afaceri al Iașului, la târgurile internaționale la care participați? Pentru că, întrebându-vă ce ați mai făcut în ultima perioadă, am aflat că ați circulat foarte mult chiar în afara țării și că vă petreceți mult timp în avioane, mergând la târguri, la expoziții și nu chiar aproape, ci ajungând chiar și până în China, am înțeles, la de la diferite evenimente organizate și aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră în ce țări ați mai mers, unde se organizează aceste târguri și cum sunteți privit ca eșan, ca român în primul rând? Este adevărat, dacă vrei să fii bine informat în industria mobilii, trebuie să mergi la toate târgurile, chiar și alea care nu te interesează, chiar și alte pețe, cum a spus mai îndepărtate, pentru a vedea trendul, pentru a vedea ce se întâmplă în, în lumea mobilic, Cum îmi place mie să-i să spun. De exemplu, să vă spun ceva foarte interesant. Acum aproximativ 6-7 ani a apărut mobila albă, albă cu auriu, albă cu argintiu. Bineînțeles că noi, românii și în general cei din partea de iei, suntem mai, mai, mai reținuți. Mai. Crediți-mă că la Târgul de la Milano, aproximativ 80% din târg, și este destul de mare, era plin cu mobilier cu alb, alb auriu, alb argintiu, tot felul de tenti de alb. Am rămas uimiți toți românii, domnule, ce se întâmplă? Am început la un an, doi, să facem și noi, să venim cu o colecție albă, să ieșim și noi pe piața Rusiei, să ieșim și noi pe alte peții, să prezentăm mobilierul pe alb. La fel și cei cu care noi colaborăm au zis, domnule, alb, cine pune mobilă albă, cine își și am ajuns, uitați, după 6-7 ani, când este mai bine vândut mobilierul, este mai bine vândut mobilierul alb, alb patenat și chiar alte culori au început să apară, o să găsești într-un târg și cu mof și cu bloș și cu deci, deci iată putem aduce irese, culoare în casă da, putem exact. aduce culoare și putem, de exemplu, să, să depășim acele preconcepții care spun, nu știu, bănuiesc în mintea fiecăruia, e întipărit o anumită idee în privința mobilierului, de exemplu, eu o alb, nu știu dacă s-ar preta în living, de exemplu, s-ar preta poate pentru dormitor sau pentru camera copilului. Dumneavoastră ce ne sfătuiți? Mobilierul alb, de exemplu, unde ar trebui să se regăsească în casa noastră? Deci, mobilierul alb nu are un loc special. Deci, dacă v-ați creat un ambient în care, știu eu, culoarea pereților, ca să vă puteți pune acest mobilier, acum, am zis, este un... are o, o revelație pentru tot ce e alb. Și în camera copilului merge, și în sufragerie, și în dormitor. Și chiar și în bucătărie, cred chiar că. Chiar și în bucătărie. Sunt mulți care deja și-au pus Alb alb cu o patină sau îmbinat cu alte culori. Înainte, știu eu, am zis 6-7 ani, dar acum 10 ani să spui cuiva, uite, domnule, nu vrei un pat alb sau tapițat sau uh, să vii cu o culoare mai uh, deschisă, deja era o problemă. De asemenea, am observat că în aceste galerii se găsesc piese de mobilier confecționate din lemn masiv, dar totodată și din MDF a găsit... Uh, Ce ne atât... recomandați? Pentru că și MDF-ul, iată, e, e pe val, e un trend da, în este un trend, este uh, mai ieftin, în primul rând, uh, și atât timp cât nu folosești o intarsie, nu folosești un, uh, o, știu eu, o, o culoare în, unde se iasă în evidență lemnul, uh, este bine să... Uh, creezi și să folosești materiale mai ieftine și să se vadă la fel de bine ca atunci când ai băgat 100% lemn într-un mobilier. Și creându-se albul, au apărut și variante de a crea un mobilier la fel de frumos și să dea, să dea bine. Însă, obligatoriu, trebuie să pui și puțin lemn ca să iasă bine, că numai din MDF nu poți construi o, o garnitură de mobilă. Deci iată să facem economii și în casele noastre da, să ne cumpărăm și în, câteva piese de mobilier din lemn masiv. Mulți producători când au început să producă albul pretindeau un 10% în plus la alb însă cu timpul a ajuns la același nivel și chiar a scăzut prețul la, la mobilierul alb. Fiindcă multe piese laterale se mai pot pune din MDF se mai pot vopsi efectiv clientul nu le interesează îl interesează aspectul și duritatea mobilierului. Ați avut, de exemplu, clienți care să-și dorească în mod special o anumită piesă de mobilier văzută într-un anumit catalog și să reușiți până la urmă să-i satisfaceți această dorință? Am avut nu un client, am avut clienți chiar și de afară care au vrut, au vrut modificări, de exemplu, sau au vrut o să creeze ceva special pentru la intrare sau să personalizeze. Mobilier. În colaborare cu, cu producătorii cu care colaborăm, cei mai buni producători din România, care au exportat dintotdeauna, chiar și în vest, chiar și în est, oriunde, am reușit. Mulți și-au făcut multe investiții în ultimul timp și nu există piesă de mobilier să nu -o, o putem executa în condițiile cele mai bune. Aș vrea să comentați o declarație făcută de președintele Asociației Producătorilor de Mobile din România și anume că anul trecut România se afla pe locul 13 în lume la exporturi de mobilă, pe locul 28 la producție și pe locul 48 la consumul de piese de mobilier. Credeți că sunt locuri reprezentative pentru țara noastră? Uh, nu suntem bine clasați, cred, dar uh, trebuie să avem în vedere că uh, înainte, în fiecare oraș de, din țară, cât de cât uh, un oraș mediu, nu neapărat mare, existau uh, două, trei fabricuții de mobilă. La ora actuală, uh, cele mari s-au uh, închis, s-au uh, privatizat, uh, au rămas uh, uh, mici secții din, din combinate mari, iar cei privați au venit mai greu din urmă să dezvoltă așa o afacere. Pentru a, des, a produce un, un mobilier este greu să faci investiții, pentru că investițiile sunt foarte mari, utilajele sunt foarte scumpe, nu poți să începi o afacere, să produci mobilier, cu adevărat mobilier, din, de la început. Durează. Durează credite, așa cum știți, e greu să poți să ajungi să investești să devii mare producător de mobilă. Care au fost greutățile sau problemele pe care le-ați întâmpinat în desfășurarea acestei afaceri cu piesele de mobilier? În greutăți, de... greutăți sau probleme întâmpinate? V-ați lovit, nu știu, de, de anumite obstacole pe care a trebuit să le depășiți, să găsiți soluții, iată, împreună cu familia? Ați avut tot timpul bani pentru a vă cumpăra și pentru a arăta ieșenilor uh, ultimele colecții din domeniu, pentru că nu e ieftin nici pentru dumneavoastră să le aduceți aici, în showroom? -ul. Da, noi tot timpul am căutat un colaborator pentru a putea ajunge la un nivel uh, mai ridicat. Uh, în lumea mobilii. De exemplu, când am creat un model nou, am mers în Italia, am căutat un partener care are o istorie în industria mobilii, din ce au avut el, din ce ne mai pricepim și noi, am început să modificăm sau am început să colaborăm cu arhitecții lor care sunt mult, mult mai, mai dotați decât ce mai avem noi la îndemână, cel puțin la nivel de Iași. Și am, am reușit să creăm câteva colecții noi, care le producem la diversi producători din România. Avem chiar acum în lucru două colecții noi nouții, care o să ieșim cu ele la Târgu de la Moscova, care are loc în luna noiembrie. Avem o colecție care este deja pregătită, adică am realizat dormitorul și sfrageria. Urmează să mai facem alte piese, Componente, iar una este la stadiu de proiect. Am plecat cu dormitorul care are anumite piese deja executate. Urmând să le prezentăm, bănuiesc, ori la Târgul din, de la Chiev, din primăvară, sau în primăvară la Milano, o să mergem împreună cu unul din producătorii din, din satul mare, firma se cheamă Regalis. Cu el vom merge la Târgul de la Milano cu colecția nouă care este în lucru și sperăm să avem succes, că acolo vin uh, mulți interesați din mobilă, din toată lumea. Vreau să vă zic că la Târgu de la București, de exemplu, vin vecinii, mai vin vechi colaboratori, dar la Milano e vârful de lance, de lansare, de pregătiri, de, întâln... de... Să te întâlnești cu Și până la urmă, nou, de la, la Milano se dă și tonul în ceea ce înseamnă modă, nu? De acolo pleacă moda, moda mai în toate. Așa în, și în mobile, și în lustri, și în... Uh, Iată, se dă ora exactă da, în trenduri. În trenduri, da. Acolo e locul Ce v-a motivat unde... motiva să faceți pasul acesta de la afacerile cu mobilă. Iată, la un centru foarte modern, la acest... Uh, sediu unde ne aflăm acum, unde toate persoanele pot veni să își petreacă evenimentele speciale din viață. Vorbim de Events by Capitol, centru care a fost de bea inaugurat acum câteva zile și o să vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre această deschidere. Știu că a fost o deschidere grandioasă, unde toată lumea bună a și lui a fost invitată. Noi am creat, așa cum vă spuneam, Event by Capitol pentru a oferi ceva diferit. Când spunem ceva diferit, Aș lăsa, dacă se poate, imagini să vorbească. Dacă... Să lăsăm imaginile să vorbească da, în locul Să lăsăm imaginile să vorbească, să, să, se vadă cam ce e aici. A plecat ca o afacere de familie pentru a susține și afacerea cu mobilă, pentru a cele două afaceri susțin una pe alta și pentru a da cursul unor cum să le zic eu, unor... Cred că o provocare a da, fost unor mai mult. provocări care... M-am zis, am plecat așa... de la să mai facem o altă afaceri. Și atunci, într-adevăr, am fost la început, o trebuie, o trebuie să mai învățăm, am învățat, am văzut ce e și așa a, a, a apărut Event by Capitol. În cât timp a reușit să construiți această păi, clădire? aproximativ, trei uh, ani, cred că. Deci, de trei ani se muncește da, pentru a ajunge 3 ani la acest de ani se muncește stariu. pentru a ajunge aici și... Eu zic că am făcut ceva. Când ați inaugurat? Am inaugurat săptămâna trecută. Au fost printre invitați clienții noștri de afară. Am avut în jur de. prima seară în jur de 300 de invitați, a doua seară 200. De suficientă lume. Suficient bună. Invitați din toate țările cu care colaborăm de 15-20 de ani. Producătorii din mobilă toți au fost prezenți, conducerea celor care colaborăm, chiar și, și colaboratorii cu care colaborăm în țară. Noi mai facem distribuții și în, și în țară din mobilier pentru a arata modelele care le avem. Modelele noastre sunt promovate de noi prin diferite colaborări cu, cu alte firme. Și bineînțeles că a fost și un spectacol, cred că, la această deschidere grandioasă, având și, Bă, și -am artificii a, în final. am luat-o ca o... Am văzut după aia ce, spune, ce spun cei care au fost invitați, că a, a fost deosebit. Și... A fost a, muzica bună, show, a fost și Lescu a cântat la noi, am avut artificii mai deosebiti, întâmplarea a făcut cu cel care a dat artificii, a vrut să-și facă și el ceva pentru reclamă pentru el și am făcut un program de artificii care toată lumea a zis, domnule, așa ceva Asta mai este, rar să Asta este, este de lăudat și chiar mă bucur că iată și în Iași se întâmplă astfel de evenimente și în Iași lumea mai are curaj încă să, să desfășoare astfel de afaceri, să ia inițiativă, să dea drumul unor noi afaceri, pentru că nu e simplu, dar aș vrea să vă întreb dacă ați avut clienți, pentru că iată de câteva zile ați deschis. Ați avut clienți care să vină să vă bată la ușă, să spună, domnule, am văzut un nou, o nouă clădire, noi restaurante, venim să mâncăm sau să ne închiriem pentru, nu știu, pentru nunți. Aveți deja astfel de propuneri? Deci noi am deschis, am făcut deschiderea, însă două-trei săptămâni deja avem aproximativ o lună de când se, poate, se putea vedea cam ce e aici, adică un viitor client putea vedea locația. Și vreau să vă zic că pentru anul următor deja această locație este ocupată. Haideți, la, la haideți să lăsăm să, să le mai dăm o șansă. La sfârșitul săptămânii e aproape full. <laughs> pentru că e o modă să ne facem nunțile Iar și bine. Să avem le acum dăm o șansă. posibilități de a face, în primul rând, duminica, e o zi extraordinară pentru petreceri. Și dispunem și suprafeți, știu eu, câteva camere de cazare în această locație. Avem 18 camere, două apartamente, făcute tot de lux, n-aș vrea să spun deosebit, deja spun lux, că sunt făcute tot de colaboratorii noștri cu care colaborăm la, la export. Vreau să vă spun că fiecare producător de mobil a venit și a mobilat o cameră. Deci toate camerele sunt în un alt model. Și Foarte un alt mesaj, și Foarte un alt... Da. Fiecare și-a creat dintr-o colecție care noi o vindem împreună cu noi, am ales colecția respectivă și fiecare a venit și -a, a făcut o prezentare cu una din camere care rămâne tot timpul la noi. Cam, mobilierul deci este... e o adevărată expoziție, să înțelegem exact, aici. Exact, am vrut să creăm împreună cu producătorii o expoziție de mobilier hotelier cu această ocazie vreau să spun că cel ce va avea odată de mobilat o, pensiune în hotel poate trece pe la noi, vede 18 camere, 18 modele. 18 stiluri diferite. Da, 18 stiluri și totodată poate colabora cu aproximativ 18 producători din România. Mm. Imobilier. Deci, iată, dacă veniți aici la Iași și sunteți în trecere sau veniți pentru un motiv special, pentru că se practică turismul, de ce nu, de afaceri, de business, puteți trece la Events by Capitol pentru a legat de ce nu și relații de afaceri cu domnul Tofan Vasile pentru că e bun la suflet și vă poate sfătui așa cum trebuie. Și atât că a dat dovadă de bunătate și ne-a primit astăzi în casa dumnealui. O să vreau să vă întreb dacă v-ați gândit că mai e puțin timp și trebuie să ne rezervăm locuri pentru a petrece Crăciunul, Revelionul. Ne primiți aici la Events by Capitol și cam cât ne ar costa. Să venim să petrecem aici Revelionul. Noi ne-am pregătit ca în fiecare an să sărbătorim orice eveniment, dar în primul rând revelionul, chiar și Sfântul Niculai. Chiar în sălile noi, pentru a le cunoaște lumea, mulți sunt curioși, ne bat la ușă, vreau să văd și eu, am auzit, chiar dacă nu are eveniment, îi primim să admiri ceea ce am făcut, că de aia am muncit și am făcut ceva deosebit. Pregătim Revelionul în ambele săli și în restaurant Mona Lisa, și în Da Vinci și probabil că și în vechiul restaurant, restaurantul clasic, vom merge pe diferite prețuri și diferite formații pentru ca omul să aibă de unde să aleagă, să-și aleagă stilul, să-și aleagă muzica, să-și aleagă chiar și sala, să-și aleagă prietenii, să poată petrece așa cum își dorește. Deci prețurile, din nou, sunt accesibile. Să înțeleg, cu 200-300 de lei putem. Da, prețurile sunt accesibile. Probabil că vom crea pe diferite trepte, plecând de undeva de la 200 de lei până la 300 de lei funcții de meniu și funcții de sală, funcții de muzică. Vom avea artificii la ora 12 noaptea. Invitați mai deosebiti ca de obicei, invitați speciali. Vom avea și dansuri și obiceiuri de anul nou. Încercăm Pentru cei să... care iată, nu au timp să vină să-și cumpere biletul, există un site unde se pot face rezervări sau un număr de telefon? Există site-ul nou care l-am creat acum cu ocazia înființării celor două restaurante. Așa cum ați văzut de la intrare, site-ul se cheamă Event by Capitol. Deci www.eventsbycapitol.ro. Da, sau uh, capitol.liniuțuhotel.ro, unde se pot vedea restaurantele și uh, imagini din tot complexul iar capacitatea este aici sunt aproape 600 de locuri în cele două restaurante, 300 în sala de la parter și 300 în sala de la etajul 1. Așa încât puteți fi asigurați că veți petrece sărbătorile într-un caldru călduros, într-un caldru unde eleganță, bunul gust, confortul și iată o adevărată expoziție de mobilă, puteți vedea mai ales dacă decideți să vă și cazați aici, pentru că merită. O să vreau să vă mai întreb despre ofertele speciale de sărbători. Dacă v-ați gândit, de exemplu, spunând că susțineți cele două afaceri, să fidelizați clienții care de-a lungul anului v-au călcat pragul sau să faceți reduceri la piesele de mobilier pentru a veni și noi în showroomurile dumneavoastră și a ne, a ne cumpăra piese de mobilier. În fiecare an, chiar la Revelion, am venit din partea magazinelor Expo Confort și galeriile Expo Mobila cu diferite piese de mobilier mai mici și le-am oferit la tombolă. Cu această ocazie, din nou, va fi organizat o tombolă. Foarte interesant. Au plecat mulți acasă cu un tablou, cu o măsuță, cu un suport de flori, care în general costă mai mult decât costă meniul meniu, decât au plătit. Mulți au rămas surprinși, le-am oferit, de exemplu, o ședință la piscină, saună. În grup am oferit și chiar pe terenul nostru de sport două-trei ori la, la fotbal sau la tenis. Am oferit tot felul de posibilități în cadrul complexului Capitol pentru cei ce vin să se simtă bine. Acum, referitor la, la sport, noi avem trei terenuri de mini-fotbal care sunt pregătiți să, să joace și în perioada uh, nopții, nu numai ziua. Deci aveți și nocturnă. Se avem poate și nocturnă. Furbal. Acum, uh, în viitor, ne gândim să facem o, un teren acoperit pentru perioada rece. Sperăm la anul pe timpul ăsta să poată deja juca în, în teren, pe terenul acoperit. Și sperăm clienții noștri să fie din ce în ce mai mulțumiți, deoarece noi tot timpul ne-am gândit să venim cu altceva. Cu altceva. Chiar dacă există ceva, trebuie altceva și mai bine făcut și mai bine gândit. Și încă un lucru important și pe care chiar vreau să-l transmit telespectatorilor noștri este faptul că am rămas foarte plăcut surprinsă să văd o piscină foarte frumos amenajată, dar o piscină unde erau foarte mulți copii. Iată că e o problemă acest aspect, cel puțin în ea, și cu siguranță sunt foarte mulți părinți care se întreabă și care doresc să meargă la piscină cu copii, dar nu știu unde. Unde pot găsi o apă curată, o apă care să nu aibă o concentrație foarte mare de clor sau unde pot găsi un instructor de ce nu. Ne puteți se ajuta în acest sens cu piscina de la Capitol? Deci, încă, la, încă de la deschiderea hotelului Capitol, la deschidere, noi am înființat această piscină. Nu e extraordinar de mare, dar, așa cum a spus, este curată, toată lumea este mulțumită. Apa este caldă? Ceea ce Apa e important. este caldă în toată perioada anului. Veți vedea copiii râzând, ieșind din, de la noi. Avem colaboratori niște 3-4 instructori, chiar și persoane adulte, poate să învețe să atim și când desă copilul de la piscină, poate să rămână la un par de joacă, poate să rămână părinții la o terasă, se poate deci lua și mieți, masa. Se poate și lua și masa. Că, apropo de preparate, spuneați faptul că uh, vă place să vă uitați la clienți când se ridică de la masă și să-i vedeți mulțumiți. Deci, să-i vedeți efectiv că pleacă cu zâmbetul pe buze și că pleacă să tui, în primul rând, pentru banii pe care îi plătesc, și că meniul este unul bogat. Mai degrabă, spuneți că mai degrabă să rămână mâncarea în care am farfurie, decât să plece, domnule omul flămând. Aici aveți dreptate. Deci, noi nu prea facem rabat de la nici de la calitate, nici de la cantitate. Deci, nefiind de mult în business ăsta, am încercat să venim cu, cu calitate și uh, cu ceva deosebit să vadă omul domnule, aici, într-adevăr, parcă ciorba are al gust, mâncarea mi-ajunge, este caldă, nu este vechi, uh, bucătarul e bun, uh, crediți-mă că după evenimente sunt uh, uh, mulți care merg uh, și au legătura cu cei ce... Uh, fac această mâncare și le mulțumesc și le duc flori și așa, și așa mai departe. Deci, deci, e... De ce? Extraordinar! Și eu am rămas câteodată uimit când vezi că mirile, Mireasa, părinții vor neapărat să cunoască personalul la bucătărie. Sau uh, au scris acolo două rânduri că au fost uh, foarte mulțumit și E o satisfacție, într-adevăr, și pentru dumneavoastră, ca director um, acestei afaceri, dar și pentru cei care, iată, își petrec aici evenimente importante, capitole importante din viața lor și pleacă mulțumiți cu zâmbetul pe buze, și de ce nu revin cu mare plăcere? Pentru că inevitabil în viață vor fi evenimente care vor trebui petrecute într-un anumit cadru amenajat. Deci, noi nu prea facem rabat la calitate, <laughs> având în vedere că acest business este susținut de cel cu mobilă. Deci este mai greu pentru cineva care are același business ca noi să-l susțină numai din afacerea respectivă. Sunt multe firme care nu au altă afacere și atunci este greu. Într-adevăr, la ora actuală în, în, industria hotelieră este greu. Este greu, vedeți, am văzut și eu chiar multe reportaje făcute în țară, mulți închid, mulți nu se descurcă. Dar mulți -au nici nu deschid investesc. Sau deschid numai sâmbăta. Este greu atâta timp cât turismul este... Să nu zic zero, dar este undeva la 20% din, din valoarea și din capacitatea acestei țări. Este greu să rămâi pe piață numai din turist sau numai dintr-un restaurant sau numai dintr-un bar. De aia noi am încercat să îmbinăm cele două, două business-uri, cel cu mobilă și cel cu evenimente, cu un restaurant, cu o terasă, cu un teren de fotbal, cu o piscină. Deci am încercat să creăm complex, nu hotel numai creând complexul capitol, atunci tot timpul, având și spații mai largi și uh, unii ne dezvolta, am creat continuu altceva, să vină, să aibă un, să-i dă motiv. Toată lumea zice, băi, de ce e plin parcarea la capitol? Sau de ce acolo intră și ies continuu grupuri de triști. Sau grupuri, sau chiar și echipii de fotbal au stat multe la noi. Am fost ales uh, Uh, cel mai uh, uh, nu cel mai bun, dar cel, cel mai, popular, mai cel popular hotel din uh, din Iași anul acesta. Ne-am mirat cum uh, uh, cei de la București uh, ce studii au făcut și cum ne -au, uh, cum ne-am fost aleși că ne-am gândit și noi uh, uh, concurența e mare. Și totuși uitați că am fost ales cel mai popular uh, hotel din Iași sau uh, complex sau uh, Anu. Apropo de concurență, se pare că nu prea vă este frică de mediul concurențial de la Iași dacă ați făcut acest pas și iată că de câteva zile ați deschis alte două săli și restaurante și chiar, de ce nu, și cu capacitatea de cazare. Deci nu vă stă în cale nimic, să înțeleg, în ambițiile pe care le aveți. Da, Sau luați în calcul și concurența? Noi luăm în calcul și concurența, de aia am venit cu ceva nou. Deci, datorită concurenței, am fost nevoit să creăm ceva. Deci, e un venim factor motivant. Era foarte motivat de a face și ceva că deja rămăsesem puțin în urmă, s-au dezvoltat și dezvoltă tot timpul alte spații interesante, și atunci am creat ceva care va fi greu să spună cineva, domnule, în complexul capitol, restaurantele au rămas în urmă deja. Deci va fi foarte greu, vor dura ani ani mai mulți pentru a spune cineva că a depășit, știu eu, calitatea acestor spații care le-am creat noi, creând, event by capitol. Așa încât noi nu putem decât să vă, dă, să vă dorim succes, succes din suflet pentru tot ceea ce veți desfășura de acum încolo. Dar, uh, haideți să le spunem celor care ne urmăresc că nu e ușor să fii manager. E foarte simplu să stăm acum în fața televizoarelor, să-l urmărim pe domnul Tofan Vasile vorbind frumos, vorbind cu patos despre ceea ce a făcut de mai bine de două decenii. Dar aș vrea să-l întreb uh, și cu sinceritate să ne răspundă cum este viața de manager. Pentru că trebuie să spunem faptul că dacă venim aici la orice ora zilei, domnul director este la birou. Deci nu vă imaginați că e un manager care stă confortabil într-un fotoliu acasă și cu telefonul în mână și toți ceilalți angajați lucrează. Sunteți tot timpul printre oameni. Aveți dreptate. Eu am avut și un pic de noroc nimerind într-un business care îmi place, îl fac de plăcere. Însă nu sunt cel care umblu cu, știu eu, cu geanta diplomat și spunând, domnule, am o afaceri și vine cineva să-mi dea raportul. Eu tot timpul sunt la fața locului, nu sunt aici, sunt uh, dincolo unde se desfășoară activitatea de comerț. Uh, tot timpul trebuie să fii aproape de clientul tău, tot timpul trebuie să fii uh, un partener serios uh, ca să fii uh, să rămâi acolo unde ai început. Este greu să menții, ajungi, ajungi, dar dacă nu, nu ești un, un uh, un om de afaceri serios, e greu să rămâi, să rămâi acolo unde, unde vrei. Iar noi, crediți-mă că am crescut pe piața externă de la an la an, chiar mulți se întreabă, domnule, cum îi, cum se întâmplă că totuși noi nu producem, noi nu mai vindem mobilierul românesc și totuși noi suntem cei care exportăm mult, mult, destul de mult față de ce acum luăm cam de la 10 producători din mobilă, facem, încărcăm asortimentat în, în camion și distribuim clienților care avem de aproximativ 20 de ani. Și deci putem spune că sunteți numărul 1 pe piața nu, eșeană? Nu, nu aș putea spune. Pe piața eșeană, nu avem concurență, dar uh, uh, am crescut odată cu clienții noștri. Cred eu că atât timp cât respect persoana cu care face afaceri, Ești respectat și rămâi în afacerea respectivă. În primul spus, rând, asta contează, respect față de client. Mi-am spus câteva serios. cuvinte pe care chiar le-am reținut, și anume faptul că vă place mult ceea ce faceți, deci rețineți, dacă vreți să intrați în afaceri, trebuie să vă placă mult acel domeniu, că sunteți foarte serios și că respectați clienții. Dar, încă un factor important, nu credeți că este și acela, al faptului că aveți alături zi de zi în desfășurarea afacerii membrii familiei? Pentru că, iată, trebuie să dezvăim și acest lucru. Membrii familiei dumneavoastră vin la birou de dimineață până seara și muncesc alături de dumneavoastră. Cum vedeți acest lucru? Pentru că mulți poate contestă acest aspect. Domnule, nu încep o afacere cu soția mea, că poate ne certăm de la idei, de la bani, de la nu știu, păreri diverse. La dumneavoastră, cum este acest aspect? Este adevărat, este o afacere de familie. Așa a așa început cu o afacere de familie. Soția lucrează în același birou cu mine. Am mulți prieteni care se miră exact cum spuneți, că totuși, preună cu soția la birou în fiecare zi, ea se ocupe de partea economică, eu mă ocup de tot ce mișcă în firmă. Există păreri sunt aici, diverse? Sunt Au existat diverse. Dacă n-ar exista, n-ar fi continuitate și câteodată este bine că. Cineva îți mai spune să te mai oprești sau să, când nu-i bine acolo, sau să începi ceva nou, ai cu cine să te sfătuiești. Cunoscând business-ul, ne sfătuim în general și colaborăm destul de bine. Deci poate fi dat ca și sfat acest lucru. Să deci, începem afaceri în familie. Deci Mulți n-au reușit când au avut lângă ei, lângă ei pe cine trebuie. Deci n-au reușit în afaceri, mulți, mulți n-au reușit, eu cunosc persoane care n-au reușit, Datorită faptului că în locuri cheie au avut diferiți colaboratori care i-au făcut să ajungă chiar la faliment. Aveți și doi copii, trebuie să spunem acest lucru, pentru că, iată, domnul Tofan este familist și doi copii care sunt deja implicați în afaceri. Da, e adevărat. Cum ați decis să le dați de treabă, să-i puneți în câmpul muncii să cunoască ceea ce se întâmplă aici? Deja. De 3-4 ani Cristina, fica mea, se ocupă de conducerea Hotelului Capitol, ea se ocupă de evenimente mai mult, mai are și alți colaboratori în cadrul complexului. Acum așteptăm să vină din urmă Andreea și sperăm că noi putem ieși la pensie după aceea. Deci imaginea perfectă. Eu nu cred că o să fiți liniștit nici măcar la pensie și atunci cu siguranță o să mergeți pe la târguri, pe la expoziții, să vedeți ce mai este nou, pentru că vă văd așa, având microbul în sânge deja, a, a, afacerii cu mobilă, afacerii cu evenimente, cu complexul, cu events by capitol. Deci cu siguranță de acum va a prins trendul acesta a evenimentelor care vor trebui organizate aici. Eu nu-mi doresc să ies la pensie și nu știu dacă o să ies la pensie vreodată, uh, dar... Uh... Trebuie să fii bine informat. Deja fetele au început să iasă cu noi la târguri, să cunoască tot ce e nou în, în lumea mobilii și sperăm să avem urmași și colaboratorii care avem wow. au și ei o vechime destul de, de mare, ies și ei cu noi la târguri, luăm, mergem împreună, cunosc clienții. Noi sperăm ca acest business să meargă în continuare. Și e un business care într-adevăr tot timpul va avea continuitate pentru că vrem, nu vrem, la un moment dat, la un anumit număr de ani, chiar îmi puteți spune la câți ani, ar trebui să ne mai schimbăm mobilierul prin casele noastre, prin birouri, prin sedii, că apar tot timpul colecții noi. Cam la câți ani ne sfătuiți? Eu mi-aș dori să trăim ca în Germania, să fim plătiți bine și să ne schimbăm mobilierul la 4-5 ani. Și atunci se va cunoaște în vânzările de mobilă, se va cunoaște, într-adevăr, să se... ai... ai vânzări. Însă este o vorbă, mobila veche. dacă e mobila adevărată, este mai scumpă după 20-30 de ani decât atunci când ai cumpărat-o. Acum depinde ce cumperi. Noi nu prea avem mobilier care să-l schimbe la 3-4 ani, e păcat să-l schimbi sau la 5 ani. Deci mobilierul care îl schimbă nemții sau cei din vest la 3-4 ani este mobilierul din pal, din, știu eu, din două uh, poliții, ăla să schimbă. Însă mobilierul care îl vindem noi, în general, uh, ajung și la copii și copiii copiilor noștri și dacă îl găsești un meșter bun și să l renovează, este ca nou după 20-30 de ani. Deci merită un efort financiar? Merită, atât timp că cât e posibil să-l să faci pentru toată viața. l pentru totdeauna. E un lucru frumos, chiar și o, o tapițerie se poate schimba și atunci... Ai mobilier nou în casă, în momentul când ai o structură solidă. Având în vedere că mulți din cei care ne urmăresc și-ar dori să fie în locul dumneavoastră, să demareze o afacere, să întâlnească succesul în afaceri, să registreze profit și să le meargă bine, ce-i sfătuiți? Pe cei care ar vrea să demareze o afacere. Sunt tineri, nu au foarte mulți bani sau poate au unii și vor să înceapă un business. Ce-i sfătuiți? În primul rând există o vorbă din popor, trebuie să-ți dorești să faci ceva. Atâta timp când nu-ți dorești, e, e greu, e greu să reușești în viață. Să-ți dorești, să visezi, că de aici am plecat toată lumea. De la a visat și a dorit. Să înțeleg că ați visat, să, să de deveniți om de Eu tot a timpul face. am visat și am dorit, în primul rând, ca să fac, să ajung aici. Și trebuie și să încerci. Să o iei de jos, să fii serios, ca Acolo unde vei începe să lucrezi prima dată, când niciodată nu o să ajungi un om de afaceri până nu vei lucra undeva, până nu vei învăța un business, și după aia eu cred că toată lumea are șansa, orice persoană are șansa ei de a ajunge un om de afaceri. Dar trebuie să fii serios de la început și, cum am spus, să-ți dorești prima dată. Sunt mulți care vor. Să muncească, sau nici aia nu vor. Dar ei nu își doresc să-și facă o afacere, sau să ajungă acolo undeva să aibă afacerea lor, să-și o conduc și totodată să-și reușească. Logic, și totodată se plafonează dacă nu încearcă noi provocări. Pentru că trebuie spus, având în vedere că ne vedem în toată regiunea de nord-est, trebuie spus faptul că și domnul Tofan Vasile a fost angajat la un moment dat, nu? Deci a plecat. Chiar de pe, de pe o poziție de angajat, dar având un exact, exact. de a renunța la poziția de angajat și să, să porniți cu spirit antreprenorial în a demara afaceri. Deci am început din 90. Imediat. După în lumea privată și, așa cum am spus, încet, încet am ajuns, așa cum vedeți, aici. Ați Sperem, ajuns bine, putem sperăm spune. să afacerea să ajungă și să ne ridicăm la un nivel mai înalt. Nu ne dorim să ne plafonăm nici în domeniul hotelier, nici în domeniul vânzărilor de, sau exportului de mobilă. Tot timpul căutăm și alte variante. Bineînțeles că timpul este loc de mai bine. Și pentru că este loc de mai bine, o să vreau să le transmiteți un mesaj bun celor care ne urmăresc acum din regiunea de nord-est. Poate chiar vor avea curiozitatea să vină la ea și să vadă ce este aici, la Events by Capitol, să se cazeze aici, să mănânce, să petreacă timpul liber, la piscină, la saună sau jucând un fotbal. Ce, ce mesaj le transmiteți celor care ne urmăresc și vor să vă calce pragul? Le transmit tuturor care sunt interesați de a-și mobila casa, de exemplu. Să nu-și mobileze casa până nu vizitează. Vizitează, până nu vizitează galerii expo mobilă la capăt cu guni, Așa cum v-am zis, e o suprafață uh, destul de mare, de aproximativ 4500 de metri. Aici găsiți și clasic, și modern, și stil, dacă vreți. Puteți studia catalogele noastre. Deci, omul poate și să aleagă. Sunt mulți care și-au mobilat și ajung după aia la noi și vă spun că au regreti. Uh, și cum e greu de schimbat mobila, sunt mulți care reușesc să o schimbi, dar mulți uh, nu pot să o schimbi chiar uh, când își doresc ei. Uh, în domeniul mobilei, noi mai colaborăm și în țară cu diferite, uh, diferite magazine, dar cel mai bine e să vin uh, cei din, din, toată zona Moldovei, avem clienți din, din, toată țara, crediți mă Deci pot intra pe www.mobilacapitol, acolo văd toate colecțiile care noi le exportăm și dacă tot ajung până aici, pot servi din partea casei o cafea la, la complex capitol, se pot odihni, pot rămâne pe a doua zi, vizita orașul și așteptăm cu dragă Vă mulțumim tare mult, domnule Tofan Vasile, că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Vă dorim din suflet succes în tot ceea ce veți face, să creșteți, cum spuneți dumneavoastră, să fiți la zi în fiecare, de fiecare dată cu trendurile din domeniul mobilei, pentru că iată avem și noi ca ieșeni de beneficiat, petrecând ne evenimentele importante din viața noastră aici la Events by Capitol. Succes și, și multă sănătate, că dacă sunteți sănătos, cu siguranță Dumnezeu o să aibă grijă să vă îndrume pe calea cea bună în tot ceea ce veți face. Mulțumesc, succes tuturor ieșenilor, îi așteptăm la Event by Capitol sau la gărării Expo Mobila. Pe dumneavoastră vă aștept vinerea viitoare. Nu uitați, la aceeași oră, 17 fix, să luăm din nou pulsul economiei șene. Sunt Carmen Sandu Toderașcu. Până ne revedem, vă doresc să aveți un weekend frumos. Nu înainte de a spune tuturor la mulți ani, pentru că iată că mâine o să trăim cu toții sărbătoarea sfântă de Mihail și Gavril. La mulți ani tuturor celor care au mâine motiv de sărbătoare, sănătate multă, weekend frumos și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!